Pe scurt, am făcut chipsuri. Iar joi mă uitam la un serial, dar cum se privește un serial fără să nu mănânc ceva? Macro vreo cutie de chipsuri să fi fost, dar magazinul este departe, mi este foarte lene. Idee, să verific frigiderul, poate găsesc ceva bun. Am deschis odată frigiderul, nimic. L-am deschis a doua oară cu speranța că poate va fi ceva, nimic. La a treia oară, sigur că trebuie să apară ceva, fac doar lămâie. Am încercat să privesc serialul și să mănânc lămâie. Nu, așa nu merge, am intrat pe YouTube și am scris ce pot să mănânc când privesc un serial. Am dat un video unde chipsurile au fost făcute acasă. Eu știu ce trebuie de făcut. Nu știu. Glumesc, eu încerc să fac singur chipsurile. Am mers la bucătărie, îmi trebuie cartofi, am început să caut cartofi, am găsit, am început să-i curăț cartoful, l-am curățat, ce trebuie mai departe de făcut? M-am uitat pe YouTube, am început să tai cartoful foarte subțire. Gata, ajunge, acum trebuie de preparat, dar eu în afară de sare nu am nimic. Am preparat cu sare, mi se pare că prea mult, Lasă, merge și așa. Am băgat farfurie în microunde, am așteptat 10 minute, cred că sunt gata, le-am scos, acum spate de mâncat. Chipsurile astea au două probleme. În primul rând sunt tare, în al doilea rând sunt sărate. Am încercat a doua rețetă de chipsuri. Am pus egai, am aruncat cartofii, am așteptat 10 minute. Cartofii, nimic nu s-a întâmplat. Foarte ciudat. Acum eu o să fac cel mai periculos lucru din viața mea. Să ating tigaia. Fac, este rece. Am dat focul, cartofii au început să prăjească. Până când se prăjesc, am mers să continui să privesc serialul. Peste jumate de oră mi-am amintit că am pus chipsurile la prăjit. Am venit la bucătărie, dar acești chipsuri au doar o problemă, sunt negri. Am început să plâng, eu nu am talent de a face chipsuri, stop, eu sunt bărbat și nu mă las bătut de către chipsuri. Am început să experimentez cu cartofii pentru a face cele mai bune chipsuri din lume. Da, eu am făcut cei mai buni chipsuri din lume și acum mă bucur de aceste chipsuri gustoase. Și plâng, deoarece nu am putut să fac chipsuri și am cheltuit ultimii bani pentru cutii de chipsuri. Pe scurt, am făcut chipsuri. Miau.